În fiecare an, la 50 de zile după Paști, creștinii ortodoxi sărbătoresc Rusaliile, un praznic deosebit de important. Și luni, în a doua zi de Rusalii, credincioșii au venit din nou la biserică pentru a se ruga și pentru a aprinde o lumânare. Amin. Rusaliile, cunoscute și drept pogorârea Sfântului Duh, reprezintă o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminică la 50 de zile după Paști. De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Isus din Nazaret. Potrivit scrierilor Noului Testament, acest eveniment a avut loc în ziua Rusaliilor evreiești, Shavuot, la 50 de zile de la învierea lui Isus din Nazaret. De aceea, sărbătoarea creștină mai poartă denumirea de cinci zecime. Către tine, Doamne,